S-au împlinit 106 ani de la unirea Basarabiei cu România. La 27 martie 1918, Sfatul Țării, întrunit în ședință solemnă la Chișinău, a votat unirea Basarabiei cu România. Acest act istoric a deschis procesul de întregire a țării, finalizat pe 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Muzeul Județean Argeș a găzduit o manifestare în care s-a celebrat unirea Basarabiei cu Regatul României. Cornel Popescu, managerul muzeului și cadru didactic al Centrului Universitar Pitești al Universității Politehnica București, specializarea istorie, a detaliat semnificația momentului. Este un moment cu o puternică încărcătură pentru toți cei care simt românește. Idealul românilor de a locui în granițele acelui stat a fost unul secular. Vreau să punctăm de la bun început faptul că România Mare a fost rezultatul exprimării libere a voinței românilor în cadrul urmării adunării naționale la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia și nu rezultatul unei bătălii sau unui tratat politico-diplomatic. Sigur că românii și-au dorit întotdeauna să locuiască în granițele acelui stat. Destinul, istoria au fost la un moment favorabil, la alte momente mai puțin favorabile românilor. Însă după 1859, după unirea celor două principate românești, Moldova și Țara Românească, prin formarea statului național român modern s-a creat un nucleu statal în jurul căruia românii din celelalte teritorii românești vor gravita. Iată că 1914 izbucnește primul război mondial, iar 2 ani mai târziu, în 1916, România intra în război pentru eliberarea Transilvaniei. Paradoxal, iată, după 2 ani în care românii au trecut de la agonie la extaz, de la extaz la agonie și din nou la extaz, în 1918, prima provincie care s-a unit cu patria mamă România a fost teritoriul între Prut și Nistru, cu picioarele muiate în Marea Neagră și cu fruntea umbrită de codrii Bucovinei, cum plastic descria acest spațiu Bogdan Petricei cu HD-ul. Atunci Sfatul Țării hotăra de la Chișinău unirea cu România. Trebuie să mai precizăm faptul că prezența armatei române acolo nu a influențat cu absolut nimic această decizie și această dorință a românilor și a națiunilor conlocuitoare din spațiul Basarabiei. Rolul armatei române în Basarabia în anul 1918, limitându-se doar la menținerea ordinii publice și la asigurarea integrității persoanelor și a proprietăților acestora. Anul 1918 este o încununare a tuturor eforturilor generațiilor de patrioți, de români, pentru că este anul în care, iată, la 1 decembrie se realiza statul național unitar România Mare. Despre actul istoric au vorbit și elevii Colegiului Național Zinca Golescu. Iar la 27 martie, majoritatea moldovenească din Sfatul Țării a votat unirea cu România în anumite condiții. Prin urmare, în data de 26 martie 1918, premierul Marghiloman s-a deplasat la Chișinău, însoțit de generalul Constantin Hârjeu, ministru de război, și de alți demnitari, unde a fost primit cu onoruri de autorități. La ședința solemnă a Sfatului Țării din 26 martie a fost prezentat și Marghiloman, care a ținut un discurs în care a reliefat necesitatea unirii. Totodată, Alexandru Marghiloman a subliniat dorința guvernului român de a respecta drepturile și libertățile câștigate, urmând ca Sfatul Țării să se ocupe de, citez, rezolvarea chestiunii agrare potrivit cu vreile poporului. Manifestarea s-a încheiat cu o serie de cântece patriotice interpretate de corul veteranilor Mihai Viteazul din Pitești. Să ducem peziitor, peziitor, mântru nostru tricolor, că să ducem peziitor, peziitor, mântru nostru tricolor. Basarabie, măreață, bine te-ai trezit la viață, că-ți aducem pețitor, pețitor, mântru nostru tricolor. Ziua Unirii Basarabiei cu România a fost declarată zi de sărbătoare națională în România în anul 2017.